Dacă ar fi să descriu experiența printr-un singur cuvânt, acela ar fi fabulos. Dacă am mai multe cuvinte la dispoziție, este o experiență pe care nu vrei să n-o trăiești în viață, dacă ai ocazia asta, prin care cunoști oamenii și te apropii de ei, le înțelegi nevoile, simțămintele, experiențele lor. Și cred că lucrul ăsta este extrem de util în viață. Șterge tu aici masă și pe margine. Așa. Așa, dai frumos pe aici. Geamul și după aceea. Nu. Mi se pare genial cât de repede învăț. Nu. S-a rupt cu totul. Intri pe aici, așa. Am descoperit multe lucruri care pot fi îmbunătățite, dar în primul și în primul rând am descoperit niște oameni faini. Sunt multe lucruri pe care le-am văzut și le-am decis, apropo de Marina de la Sfântul Gheorghe, din Delta și tot ce înseamnă locul de parcare a bărcilor, până la locul în care stau caii, grajdul cailor din Valea Verde. Caii sunt aici numai ca să doarmă, că în rest sunt ținuți afară. Pferde stau în beruf, unde au un șână. Deswegen habe ich mich ja dann dafür entschieden, ne? Mach's mit Leidenschaft, oder? Ja. Modul în care este organizată bucătăria și constructiv în Valea Verde. Mai avem nevoie și de niște resursă umană pe care trebuie să o angajăm și colo și colo, fie că la grădinărit, fie că la, în zona de condus bărci. E fabulos să-i descoperi ca oameni. Munciți amândoi și vreți să vă faceți o casă? Am început deja la o cameră. Și câte camere vă faceți? Două. Am ridicat, am pus acoperiș tot. Trebuie mobilată și strânge și el, strâng și eu. Lucrez la acest complex în 2004. Am fost magazioner, dar prea multă muncă am făcut enii de disc. Și atunci am avut de ales între a deveni paznic sau să intru pe barcă. Copii ai? Nu. N-ai copii? Dar s-o atașat o nepoată de noi. E un lucru pe care nu îl facem chiar întotdeauna și cred că fiecare manager ar trebui să se gândească de două ori dacă face suficient de mult. Atenție mai mare la oameni, atenție mai mare la detalii, apropo de ce face fiecare în parte și sper și de la ei ca această atenție să se dezvolte mai mult. E bine să fii mai apropiat de oamenii tăi, să-i cunoști, mai bine să le știi problemele. În felul ăsta dezvolți o relație care e bazată pe încredere.